Cuvântul lui Dumnezeu spune că adevărați închinători se închină în Duh și în adevăr. Vreau să vă arăt că avem și noi o parte din închinare. Adică trebuie să facem ceva la închinare. Prima dată când apare cuvântul închinare în Biblie, apare în Genesa, în capitolul 22, acolo unde Avram are o cerință din partea de Dumnezeu să se ducă să ne jertfească pe Isaac. Și conform cu hermeneutica, cei ce studiază Biblia, spune că cuvântul care este găsit în Scriptură își păstrează forma până la sfârșitul Scripturii, prima formă pe care o capătă. Și aici, prima formă pe care o capătă, spune în felul următor. Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom veni la voi. Spune cuvântul închinare. În ce consta cuvântul închinare aici, Avram? Vreau să vă arăt doar trei lucruri din adevărata închinare, reala închinare. De fapt, nu vreau să vorbesc despre aceasta, dar așa Duhul Sfânt mi-a pus îndemn în inima mea în dimineața aceasta să vă spun și să vă arăt că trebuie să fim adevărați închinători. Și ce constă în a te închina înaintea lui Dumnezeu? Înaintea lui Dumnezeu nu poți să stai oricum. Știm că în Vechiul Testament preoții trebuiau să vină într-o anumită haină. Înaintea lui Dumnezeu nu te puteai apropia oricum. Când Moise s-a urcat pe munte, a dat o poruncă și a zis nimeni să nu se atingă de muntele acesta. De ce? Pentru că era Dumnezeu Sfânt acolo. Astăzi noi avem intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. Putem să ne apropiem de Dumnezeu. Dar totodată să știți că trebuie să o facem într-un fel. Trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu într-un fel. Și aici spune, aici are de face cu Avram care a ascultat pe Dumnezeu. Ce a cerut Dumnezeu? Du-te și jertfește pe Isaac. Câți dintre noi am putea face lucrul acesta astăzi? Câți dintre noi jertfim totul pentru Dumnezeu? Știți ce însemna Isaac pentru Avram? Totul. Totul. Știți ce a spus la un moment dat? Avram a zis, iată, Doamne, că Tu mi-ai dat averi și avuții și de toate, dar nu mi-ai dat un singur lucru. Nu era moștenitor. Pentru Avram, averile nu însemnau nimic. Ce însemna pentru Avram era Isaac, moștenitorul. Și Dumnezeu i-a cerut, du-te și jertfește-l. Ce a făcut Avram? S-a negociat cu Dumnezeu, Doamne, știu, hai să vedem dacă, uite care treaba. Nu fac chiar asta, dar nu, Dumnezeu, Avram a ascultat de Dumnezeu. L-a luat pe Isaac și s-a dus să-l jertfească. Ascultare, primul lucru, da? Găsim aici în text. Al doilea lucru este jertfă. Jertfă. A jertfit. Ce a jertfit Avram? Totul. Punem noi pe altar totul? Dumnezeu știe ce spune. Iisus Hristos a zis în felul următor, dacă voiește să mă urmeze cineva, ce trebuie să facă? Să lasă doar așa câteva lucruri. Nu? Veniți și voi la biserică, mergem acasă, ne întoarcem iară. Nu, să se lepede de sine, să lase totul și să mă urmeze. Să lase tot. Înțelegeți? Al doilea lucru, în a te închina înaintea lui Dumnezeu, are de face cu a lăsa totul, a jertfi totul. Poate noi, nu cred că e cazul aici, eu fac așa exemple ca să înțelegem. Poate de multe ori venim la Dumnezeu cu acei 10 euro sau 5 euro ca cum ai dat la cercetorul de pe stradă, știți? Să știți că nu am vorbit cu alinții, nu știu nimic. Știu doar că Dumnezeu ne cere totul. Amin. Și vreau să vă spun, când vine înainte de Dumnezeu cu jertfă, trebuie să te coste. Trebuie să coste ceva. Al treilea lucru, știți care a fost? Al lui Avram. Al treilea lucru. Credința. Știți ce a zis slugilor? Ne ducem cu băiatul, ne închinăm și apoi ne întoarcem. Dar Dumnezeu ce nu se zis lui Avram să-l sacrifice, să-l ucidă, să-l ardă pe altar. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu dacă vă uitați în acel capitol al credinței, a oamenilor credinței din Evrei, capitolul 11. Știți ce spune acolo? Că Avram a crezut că Dumnezeu chiar din cenușii îl va putea învia înapoi. Înțelegeți? Credem noi pe Dumnezeu pe cuvânt? Credem noi pe Dumnezeu în orice lucru? Sau până vine o furtună așa mai grea? Până se clatină din temelii fundația vieții tale? Până rămâi fără loc de muncă? Până nu-ți mai iei banii? Până nu mai poți, până afli un diagnostic, poate, din partea doctorului. Că sunt astăzi foarte multe
boli din aceste incurabile care, din nefericire, bântuie printre oameni și unii, când aud un diagnostic, se termină totul pentru ei. Nu mai au credință la Dumnezeu. Ce facem noi? Venim și ne închinăm în adevăr lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute. Să știți că am venit să vă condamn sau să vă mustru pe nimeni. Am venit să vă spun adevărul. Și eu cred că este nevoie de lucruri. Ce ați prefera? Să vă spun ce vă place sau să vă spun adevărul? Adevărul. Acum să fim sinceri. Vreți să vă gândi la așa, că Iisus Hristos e bun și ne iartă și ne mântuiește pe toți și haideți cu toții la rai și haideți... Sau vreți să vă spun adevărul ceea ce avem nevoie? Adevărul. Amin? Haideți să înțelegem lucrurile acestea. Aș vrea să vă vorbesc în dimineața aceasta, dar să nu credeți că am venit eu de nu știu de unde, de la Motul, sau de prea Suceava, să vă învăț eu pe voi. Nu am venit, să știți, să nu știu, credeți lucrul ăsta. Cineva zic că, bă, a venit ăla și numai cu biciul pe noi asta. Nu. A venit să învățăm împreună anumite lucruri. Amin? Amin. Și Dumnezeu să ne ajute, să lucreze la inima noastră. Știți care este datoria noastră? Este să ne deschidem inimile. Amin. Că dacă vii așa cu gândul tot la ziua de mâine, ce-o face, mă duc cu copiii la școală, începem școală, nu începem. Sau dacă venim așa cu gândul, m-am lăsat acolo, ne-a făcut treaba la mine, la lucru, unde lucrează fiecare. Lăsați-vă gândurile după ce ieșiți de aici. Haideți aici să fim concentrați. Pentru că diavolul este în businessul acesta de a distrage, te distrage, vrea să te distragă cumva. Știți cum? La nivelul minții. Ți-aduce aminte, mamă, am pus armoarele pe foc, dar da, știu, le-am fiert bine, nu le-am fiert, vin musafir pe la mine, nu știu ce-i face. Lăsăm totul la o parte, amin? Amin. Nu ne mai gândim la ce-i la muncă, nu ne mai gândim ce-o fi mâine, ce n-o fi. Ne punem aici mintea și lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească și să ne spună ceea ce are, ce avem noi de trebuință. Vreau să deschideți împreună cu mine Bibliile, pentru toți cei care v-ați îmbrăcit să le aveți cu dumneavoastră, la Efeseni, capitolul 6, și aș vrea de aici, din acest capitol, să știți că am stat mult și m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am încercat să văd ceea ce vrea Dumnezeu pentru... Îmi pregătisem un mesaj, dar nu prindea deloc contur, nu reușeam deloc să... Nu rezonam deloc cu inima mea și cu ceea ce trebuie să vorbesc aici și atunci am învățat de textul acesta și simt că este nevoie. Este nevoie și în dimineața aceasta să înțelegem anumite lucruri și aș vrea să învățăm aici câteva lucruri importante și câteva lucruri pe care Dumnezeu vrea să ne învețe astăzi. Știți de ce? Pentru că noi venim înaintea lui Dumnezeu, dar mulți dintre noi nu suntem pregătiți pentru bătălia care există în afară. Ieșim de aici cu voi. Ieșim de aici fără armele adevărate cu care să luptăm. Ieșim de aici și nu știm în ce fel să acționăm în Împărăția lui Dumnezeu. Să știți că Împărăția lui Dumnezeu nu are de-a face cu teritorii, cu teritoriul Italiei, teritoriul României, nu are de-a face cu teritorii, cu pământuri. Nu are de-a face cu mașini, nu are de-a face cu case. Împărăția lui Dumnezeu are de-a face cu inimile oamenilor, cu inimile noastre. Spune că Domnul Iisus le spune ucenicilor, Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, este în voi. Și de aceea, dacă Dumnezeu v-a chemat pe fiecare, toți care sunteți chemați, să veniți, Dumnezeu vrea să ne învețe cum să și luptăm, cum să și umblăm în Împărăția lui. Amin? Amin. De aceea să învățăm lucrul acesta, că El vrea să ne învețe cum să umblăm. De multe ori, diavolul vine și ne dă o bătălie la nivelul minții noastre și mulți dintre noi sunt învinși. Și vreau să vă spun că în Împărăția lui Dumnezeu nu este nimic miraculos, așa, care Dumnezeu face dintr-o dată. Este noapte și totul s-a schimbat dintr-o dată. Și vei zice, cum? Păi eu știu că înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu al miracolului, da, este adevărat. Dumnezeu face și minuni dintre acestea. Dar minunea cu viața noastră știți cum face Dumnezeu. Dumnezeu îți schimbă inima. De la o inimă de piatră care nu e receptivă la Cuvântul lui Dumnezeu, îți dă o inimă de carne care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Dar știți, ia ghiciți, care este următorii pași care trebuie să-i facem? Trebuie să stăm așa că Dumnezeu transformă totul pe lângă noi și noi
mergem doar în față. Nu. Nu. Trebuie să credem și trebuie să studiem și să medităm Cuvântul lui Dumnezeu și să se transforme lucrurile pe lângă noi cu credință. Pentru că mulți dintre dumneavoastră aveți astăzi case pe aici, nu cumpărate. Nu ai venit acum 20-30 de ani când ați venit, cum cred că ați stat toți destul. Știu și eu cum am stat și eu. În 2014 am ajuns în Italia, am stat până în 2004 am ajuns, am stat până în 2014 și destul de greu. Stăteam într-o cameră 5 oameni. Ca sardinile în cutie, așa dormeam pe jos. Și mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de lucrul acesta, nu? Cred că știți. Că aveți astăzi o casă, a fost un drum, nu? Nu dintr-o dată. Te-ai dus, ai găsit-o, ai avut bani necesari, să poate ai făcut creditul, nu? Și astăzi stai într-o casă confortabilă, nu? La fel este și cu credința noastră, la fel este și cu viața noastră de credință. Nu dintr-o dată se schimbă lucrurile. Tu ai pornit pe calea aceasta. Dar în timp ce mergi, Dumnezeu transformă în fața ta. De ce? Pentru că ai pornit pe calea aceasta. Toate se transformă. Și trebuie să ai credință. Și aici este o bătălie care se dă mereu la nivelul minții noastre și la nivel de Duh. Și spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să citesc, începând cu versetul 10 din Efeseni capitolul 6, spune: încolo, fraților, ce să faceți? Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și vei zice, bine, până aici e ok. Care este puterea tăriei Lui? Care este puterea tăriei Lui? De dacă nu cunoaștem Biblia, că Biblia arată ce este scris în Biblie. Biblia traduce cuvântul. Nu poți să traduci după ureche, cum îți vine ție, aici traduc așa, din coace invers. Trebuie să traduci exact cum Biblia vrea să traduci. Și uitați-vă, haideți să mergem mai departe și să vedem ce vrea să însemne puterea tăriei Lui. Este o putere a tăriei Lui. Este o tărie a Lui Dumnezeu care poate să ți-o dea și ție. Și poate să-mi dea și mie și să mă îmbrace în această tărie. Și dacă ai tărie, nu? Ai forță, poți să stai tare, nu? Poți să stai treaz. Poți să știi să te aperi, nu? Dacă ai tărie. Un om care are tărie și merge la lupte, nu? Poate să lupte. Dacă este moleșit și nu poate să facă nimic, nu? Să știți că de cele mai multe ori din biserici sunt foarte mulți oameni care sunt moleșiți, care n-au tărie, care n-au forță, care n-au vitalitate dumnezeiască în ei. Și sunt doar așa creștini, ține-mă Doamne dacă vrei să mai ai. Merg la biserică, vin acasă și mai departe ce-o vrea Domnul, haideți să mergem cu toții la rai, nu? Să știți că nu e așa, Dumnezeu vrea să ai o tărie și să o îmbraci și haideți să vedem în ce constă această tărie? Tot Pavel în Efeseni, aici, în capitolul 1, haideți să deschidem împreună și cred că pune și pe ecran, dacă nu putem, nu aveți Biblie, măcar să urmărim că este de foarte important să știți că ceea ce vă spun este de aici, din Cuvântul lui Dumnezeu și puteți să reveniți acasă și să învățați. Aici Apostolul Pavel, dacă vă uitați, are în capitolul 1, în Efeseni, începe așa o pledoarie despre Iisus Hristos, despre ceea ce El a făcut pentru noi. Și spune la un moment dat aici, să vă lumineze ochii inimii, 18, ca să percepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioși și nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Deci este puterea tăriei Lui, da? Haideți să vedem în ce constă această tărie care Dumnezeu ne dă și nouă astăzi. Și vreau să vă spun că este totul la nivelul minții noastre. Cum zice Cuvântul lui Dumnezeu, să ne încingem cu apțile minții. Amin. Și spune aici așa, puterea tăriei Lui a desfășurat-o în Hristos. Și să vedeți că tot ceea ce a făcut cu Iisus Hristos, mai departe face cu noi. Și uitați-vă aici și spune așa, prin faptul că l-a înviat din morți, această tărie este prin faptul că l-a înviat din morți pe Iisus Hristos, da? Și apoi ce a făcut? A pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, nu? Iisus Hristos, tăria Lui este că a înviat din morți și acum șadă la dreapta lui Dumnezeu. Și spune că este pus mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta și în cel viitor.
El a pus totul sub picioare și i-a dat căpetenie peste toate lucrurile cu i-a dat. Biserici. Adică această tărie a lui a distribuit o biserică. Iar zice, cine este biserica astăzi? Este clădirea aceasta? Noi. Nici măcar cealaltă de lângă, nu? Noi suntem biserica. Mulți spun astăzi preț pe o clădire. Pe o clădire. Dar nu este vorba despre clădire. Spune Petru în epistola sa că noi suntem pietre vii, zidiți în biserica lui Iisus Hristos. Amin. Și fiecare dintre noi avem părticica noastră, aportul nostru pe care îl aducem. Și vreau să vă spun, fraților, că scara mea pe care urc înaintea lui Dumnezeu nu depinde de scara lui fratele Alin sau de fratele Alin sau de fratele Ionut sau... Fiecare avem scara noastră. În lume seculară, la un loc de muncă, nu ajungi într-o firmă și care este mintea ta cea mai... Aș vrea să ajung acolo sus, să fiu eu... Nu? Nu așa țintim noi oamenii, că este normal, Dumnezeu le-a creat în felul acesta. Vreau să vă spun că în împărăția lui Dumnezeu nu are de-a face cât a dat din coate ca să urc eu mai sus și să fiu cineva. Fiecare are scara lui pe care Dumnezeu îl urcă. De aceea spune că el a așezat în biserică, ce a așezat? Apostoli, profeți, nu? Evangheliști, păstori, învățători, nu? El a așezat și, ba mai mult, toate acestea slujbe sunt pentru desăvârșirea sfinților, pentru a ziti biserica lui Dumnezeu, pe toți ceilalți, ca poate unul chemat în lumea seculară să lucreze și acolo să arate lumină, să ridice sus lumina lui Hristos. Înțelegeți? Acolo te-a chemat Dumnezeu. Fă-o cu credincioșie. Pentru că Dumnezeu îți răsplătește. Dumnezeu nu răsplătește pe păstori. Dumnezeu nu răsplătește pe evangheliști. Dumnezeu răsplătește, știți pe cine? Cel care a fost credințat în lucru, credincios în lucru încredințat lui. Dacă Dumnezeu ți-a încredințat să faci curat. Pe radeso, nu? Cum zice italian. Fă cu credincioșie. Fără să murmuri. Fără să zici, a, bă, dar numai eu, bă, dar să mai facă și altul. Dar păi numai eu m-ați găsit numai pe mine. Sau, fă-o cu credincioșie pentru că Dumnezeu îți răsplătește. Dacă Dumnezeu te-a chemat ca să cânti în față, fă-o cu credincioșie. Dacă Dumnezeu te-a chemat ca să fii, să spui oamenilor despre Iisus Hristos și l-a chemat pe toți. Sau, poate sunt surori care îngrijesc de bătrâni, nu? Te-a chemat acolo, să fii o lumină în casa aceea. Fă-o cu credincioșie, nu? Dacă te-a chemat să fii sub altul, lucrează cu credincioșie, ca pentru Domnul, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să... Am făcut o paranteză, închidem. Vreau să merg mai departe și să vă arăt exact că ceea ce El a făcut, tăria aceasta care a fost că este Iisus Hristos, spune că a dat o biserică. Și uitați-vă mai departe și spune că voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, nu morți. Și ea spune versetul 4, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea sa ce mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ce a făcut? Ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Adică Iisus Hristos a murit și a înviat și noi din morți am înviat, nu? Asta este o tărie. Este o tărie care vine peste noi. Uitați-vă mai departe. Și apoi, după ce ne-a înviat împreună, ce a făcut? Ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, unde? În Hristos Iisus. Vedeți? Exact cum Iisus Hristos șade la dreapta Tatălui. Amin. Locația voastră astăzi, fiecare dintre voi și mulți știți ce zic. Dacă vă uitați mai ales în Romani, capitolul 10, acolo vorbește despre cine se va urca în cer să... Că ajungă la Iisus Hristos, am zice, sau cine se va cobori în adânc să-L scoale pe Iisus Hristos din morți, nu? Mulți se roagă la Dumnezeu și astăzi mulți au un intermediar între ei și Dumnezeu. Între ei și Iisus Hristos au un intermediar. Vreau să vă spun, știți cum este rugăciunea noastră? Știți cât de repede ajunge rugăciunea noastră la cer, la Dumnezeu? Doar te întorci și spui, Doamne, Tată, El este aici lângă tine. El este în inima ta. Conexia este făcută. În locurile cerești, tu ești locația ta astăzi, a bisericii, este Iisus Hristos, care este la dreapta lui Dumnezeu. Amin. Acolo suntem noi. Asta este o tărie. Asta se ia prin credință, la nivelul minții, transformarea minții. Aici vreau să ajung.
Vreau să vă vorbesc despre transformarea minții. Că dacă nu asimilezi aceste cuvinte în viața ta și dacă nu le primești în inima ta, la orice bătălie și la orice luptă, tu vei fi biruit. Că mai departe, dacă vă uitați în Efeseni, spune că după ce vom fi biruit totul, trebuie să biruim totul. Și uitați-vă aici, ne-a înviat și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Și astăzi știți ce facem? Versetul 22 din Efeseni, capitolul 1, spune așa. El i-a pus toate lucrurile sub picioarele bisericii. Și știți ce i-a pus sub picioarele bisericii? Spune că orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie și orice nume care poate fi numit. Care este numele de care ți este frică? Cancerul? Care este numele de care ți este frică? Tot ce are un nume, Iisus Hristos i-a pus sub picioare. Ați înțeles ideea? Care este numele de care ție astăzi ți-e frică în bătălie? Care este numele? Vreau să spun că totul, orice nume, orice domnie, este la nivel spiritual și se primește prin credință. Că mulți zic, păi, bine, bine, frate, dar cum este cu vindecarea? Că eu sunt bolnav de atâta timp. Vreau să spun că toate lucrurile, orice lucru care vine peste noi oameni, se deschide mai întâi ceva la nivel spiritual, portiță. Ori ai o neiertare acolo, ori ai o complăcere în păcat, e vreun, cum zic italian, qualche scheletro nell'armadio, dietro, nu? Ceva acolo este care, care te ține încă, înțelegeți? De multe ori se întâmplă lucrurile acestea. Noi avem putere, autoritate. Că nu ne putem exercita această autoritate este pentru că e dat drept legal diavolului de multe ori să te lovească. Și ții această portiță deschisă, poate o portiță a certurilor, sau o portiță a iertării, sau o portiță a amărăciunii. Te-ai amărât cu cineva și ai acea amărăciune inimă. Nu știu, nu pot să-l iert, parcă nu pot să-l privesc, parcă când îl vezi pe trece pe trotuar, pe partea aia, tu treci pe partea aia, pe nu poți să-l vezi, nu poți să-l suferi. Mangalogiu, cum zice italian, închide. Dacă nu poți închide, să știi că nu este bine. Îți face rău ție. Îți face rău ție. Nu-ți face rău fratele tău. Poate el doarme niște, dar poate nu poți să doar. Înțelegeți? Are de-a face cu mine. Are de-a face. De asta Domnul Iisus Hristos a zis, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl nu vă va ierta greșelile voastre. Știți de ce? Nu pentru că Tatăl este zice, a, nu ierți, gata, nu te iert nicio. A, Dumnezeu nu gândește așa pe noi, să nu percepe pe Dumnezeu cum suntem noi oamenii, ambițioși. A, dacă nu faci, nu-ți fac nicio. Nu, Dumnezeu nu face așa. Nici Dumnezeu nu-ți iartă, știți de ce? Pentru că tu ții o portiță deschisă și El nu poate să-ți ierte. Nu pentru că El e ambițios și nu vrea. Pentru că nu poate. Dumnezeu când va despărți oile de capre pe oameni la sfârșit, nu-i va despărți, îi va zice, a, acum am răzbunat pe voi. Inima lui va fi frântă. Și știi ce va zice? Atunci, caprele nu vor putea să se mute lângă Iisus Hristos. Și de ce? Pentru că caracterul lor este un caracter urât, drăcesc, diavolesc. Înțelegeți? Trierea nu o face pentru că așa vrea El. Pentru că așa îi place. Trierea se face de aici, astăzi. Fiecare capăt de caracterul lui Dumnezeu sau caracterul celui rău. Înțelegeți? Asta, despre asta este vorba. Nu este vorba nimic miraculos, este vorba despre alegeri. Alege astăzi să-L slujești lui Dumnezeu și Dumnezeu te va duce. Vreau să trec mai departe și vreau să vorbesc despre, dacă v-am arătat care este puterea tăriei, această putere a tăriei trebuie să o îmbrăcăm. Să fim conștienți că noi suntem înviați împreună cu Iisus Hristos și credem undeva, locația noastră este undeva, unde? În locurile cerești la dreapta lui Dumnezeu. Când vii înaintea Dumnezeu să te rogi, nu mai trebuie, ai nevoie de preot, nu mai ai nevoie de pastor, nu mai ai nevoie de nu știu cine, să-ți facă conexia între Dumnezeu și om, nu mai ai nevoie nici de, măcar de Maica Domnului, nu ai nevoie să-ți facă legătura între tine și Dumnezeu, ci doar te duci și spui Tată. Și Dumnezeu ne-a învățat, Iisus ne-a învățat să ne rugăm Duhului Dumnezeu ca Tată. Spune, Tatăl nostru care ești în cerul, nu? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Bătălia este la nivelul minții și o vom discuta în dimineața aceasta. Nu știu, am întrebat pe Alin cât timp avem până la ce oră. Liniștit.
Aici, cuvântul lui Dumnezeu spune, după ce îmbrăcăm armătură, după ce ne întărim în Domnul și în puterea de Lui, după ce suntem conștienți de această bătălie a lui Iisus Hristos câștigată, spune, acum trebuie să faceți și voi ceva. Știți ce trebuie să faceți? Să vă îmbrăcați. Am văzut în unele biserici că mimau că se îmbracă cu armătura lui Dumnezeu, că își ia brâul, că își ia boiful, mimau așa, făceau, în timp ce cântau, mimau. Nu despre asta este vorba, nu în felul acesta te îmbraci. Nu în felul acesta te îmbraci. Mimând că te îmbraci. Ci aici are de face cu o armură. Și dacă vă uitați, sunt 6 caracteristici acestei armuri. Când te duci undeva, să zicem, la locul de muncă, nu? Un șantier, nu te lasă să intri în șlapi acolo, în papuci, din aia, dintre degete, când mergi pe plajă. Nu te lasă din aia. De ce? Poți lovi, nu? Poți să-ți cadă ceva pe picior, să te lovești. Te lasă să-ți vin pantaloni scurți din aia de... sau un slip din aia de baie. Nu te lasă. De ce? Poate să vină ceva vopsea pe tine, să te usture pielea, nu? Nu te lasă oricum să intri. În armată, când se duc oamenii la război, nu se duc cu tot ce vor ei, cum vor ei. Se duc pregătiți, nu? Pentru lucrul respectiv, pentru lupta respectivă. Ei, la fel și noi, de ce credem că noi putem să venim oricum și să umblăm oricum înaintea lui Dumnezeu? De ce credem lucrul acesta? De ce nu așa de lejer, așa de ușor, umblarea aceasta noastră cu Dumnezeu? Și nu ne mai interesează, mă, eu azi nu mai am chef. Dumnezeu, mă cheamă Dumnezeu să postez, dar nu am chef, știi? Mă cheamă Dumnezeu să mă rog, dar nu mai am chef acum, știi? Frații sunt la rugăciune acum, dar eu nu mai am chef să mă duc, nu? Sau, puneți dumneavoastră ce vreți, de ce nu credem că este nevoie să punem pe primul loc și să ne îmbrăcăm cu o armură și să îmbrăcăm o anumită costumație care este specific, care ne dă victorie. Crezi că poți să fii oricum înaintea lui Dumnezeu și știți ce? Vei ajunge în momentul în care vei fi bătut de cel rău. Și știți ce? Oamenii se vor tăia la tine și știți ce vor zice? Ia uite mă și bocăți, că și ești la fel ca și noi. Îți leșinați și ei la fel ca și noi. Îți și ei fără putere, și ei... în depresie ca și noi și fără speranță ca și noi, la ce punem pocăința asta voastră, nu? Oamenii când se vor uita la noi, știți ce vor zice? Vor vedea în calea aceasta o cale nepotrivită. Și vor zice, păi eu pot să rămân bine, mersi așa cum sunt, măcar fac ce vreau și ce-mi place, nu? Vreau să vă spun că dacă noi ne îmbrăcăm corespunzător, va exista o deosebire netă în fața oamenilor. Va exista o deosebire netă. Uitați-vă aici, spune aici, trebuie să îmbrăcăm această armură și ca să putem ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Diavolul va veni să uneltească împotriva noastră. Adică va veni să aducă tot felul de lucruri înaintea noastră. Și știți cum uneltește diavolul? Vreau să vă arăt câteva lucruri și feluri în care uneltește diavolul împotriva noastră. Eu zice, păi, simt noapte, zgomote, prin pod sau nu știu. Nu în felul acesta, vreau să vă spun. Nu în felul acesta îndeltește diavolul împotriva ta și împotriva noastră. Vreau să vă aduc mult mai aproape, la ceva mult mai uzual, care ne confruntăm cu ele și nu ne dăm seama. Diavolul, să știți că nu vorbește, așa vine persoana în fața ta, se înverzește la față și îți vorbește și zice, ăla-i diavolul. Nu. Ci va vorbi chiar de multe ori și prin mintea ta la nivelul minții tale, și vor fi niște gânduri care pune la persoana întâia și zici, mamă, ce mă gândesc eu, mă gândesc în momentul la biserică. Ea întreabă de unde ți-a venit gândul ăla? Mă gândesc să... mă întâlnesc eu cu ăla, să vezi ce arăt eu acum, arăt eu cine sunt. De unde crezi că ți-a venit gândul ăla? De unde? Sau, vreau să vă spun că la nivelul minții va veni gândul. Și uitați-vă aici cum este uneltirea celui rău. Ne uităm în 1 Petru 5 cu 8 și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că diavolul este ca un leu care răgnește. Și ce face? Caută pe cine să înghite. Cum răgnește leul? La nivelul minții. Îți va aduce anumite gânduri. Îți va aduce anumite învățături poate greșite. Un alt lucru
Găsim tot aici în text, în versetul 16, spune că scutul credinței stingem orice săgeată arzătoare al celui rău. Care sunt săgețile arzătoare al celui rău? Sunt gânduri la persoana întâia. Știți ce înseamnă, nu? La persoana întâia. Că gânduri care tu crezi că sunt gândurile tale. Dar sunt gânduri din partea celui rău. Și una din caracteristicile a unui dar pe care Duhul Sfânt îl dă astăzi bisericii și care l-a dat și care trebuie să-l activăm în viața noastră, este să știm să avem deosebirea duhurilor. Și nu este vorba despre duhurile astea, nu știu de care, ci este vorba să înțelegem care duh ne vorbește la nivelul minții. Că sunt doar trei duhuri care vorbesc astăzi pe noi. Eu știu mai multe. Vreau să vă spun că sunt trei feluri de duhuri. Este Duhul lui Dumnezeu, este Duhul celui rău și este Duhul omului care vorbesc astăzi. Voi trebuie să faceți deosebirea la nivelul minții voastre, care Duh v-a vorbit și care Duh vorbește. Înțelegeți? De asta este nevoie să îmbrăcăm toată această armură. Ca să facem deosebirea. Și dacă tu, la nivelul minții tale, nu vei avea scutul credinței, nu vei putea să deosebești. Nu vei putea să oprești. Nu vei putea să te separi. Că ne trebuie să ne separăm de gândurile care nu sunt potrivite. Înțelegeți ideea? Vreau să vă spun că unele uneltiri, așa cum spune în 1 Petru 1 cu 7, este încercarea credinței noastre. Dumnezeu îți dă un cuvânt. Dumnezeu vine și îți spune 1 Petru 1 cu 7. Dumnezeu îți dă un cuvânt și îți spune poate un cuvânt specific pentru tine. Poate sufletul boală incurabilă și Dumnezeu îți vorbește și îți spune că vei fi vindecat și ești vindecat. În rândul lui Iisus ești vindecat. Dacă tu iei cuvântul acela și ce se întâmplă, următorul pas care este? Va veni diavolul și va proba credința ta, dacă tu rămâi acolo în credință. După cum spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Iacov, acolo când cer credința de la Dumnezeu, trebuie să cer cu de la Dumnezeu trebuie să cer cu credință și fără să te îndoiești. Când cer înțelepciune, nu? Fără ca să te îndoiești. Pentru că dacă te îndoiești, știi ce se întâmplă? Semeni cu valul mării, purtat de vânt încoace și încolo și să nu te aștepți să primești de la Dumnezeu. Ca și când semeni în pământ o sămânță de grâu, nu? Și după ce a încolțit așa, te duci și vrei roadă de acolo. Ce ai zice cineva? Te duci acolo, bă, dar degeaba în semnă, că nu a adus roadă. Nu? Va zice, bă, se așteaptă. La fel este și cu credința. Când Dumnezeu îți dă o credință, așteaptă. Așteaptă să se maturizeze credința respectivă. Știți ce va face diavolul? Va veni și va asemăna îndoială, o uneltire, va unelti și va asemăna îndoială. La fel cum a semănat în primii oameni. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Oare tu crezi că Dumnezeu te poate ierta? Oare tu crezi că există mântuire? Bă, nu vă uitați, dar tu nu-ți aduci aminte cât ai făcut, cât ai combinat. Nu? De unde credeți că vine acest gând? Nici de cum de la Dumnezeu. Uneltește diavolul împotriva ta. Dar tu trebuie să ai o armură pe tine. Tu trebuie să știi cum să combați. Vreau să vă spun că combatimentul, adică această bătălie, nu se dă undeva în văzduh, deși și acolo s-a dat. Ci bătălia care se dă astăzi este la nivelul minții, locurile cerești este la nivelul minții. Și vă arăta cu cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Și vreau să fim înțelepți și să primim lucrul acesta. Și poate sunt anumite lucruri pe care noi le-am învățat și le știm. Și vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să ne învețe că la nivelul minții, dacă tu stai tare, nu vei putea să fii biruit. Dar odată cu mintea și odată cu primirea cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să ai și un cuget curat. Și cum spune cuvântul lui Dumnezeu și vom vorbi și despre lucrul acesta. Vreau să trec mai repede ca să pot să închei toată această ce am pregătit pentru dumneavoastră în dimineața aceasta. Și aș vrea să vă spun că orice cuvânt este încercat, orice cuvânt din partea lui Dumnezeu este încercat în viața ta. Dacă l-ai primit, vreau să spun că va trebui să fie încercat cuvântul respectiv. Și
O altă uneltire, mi-am pregătit așa câteva la rând una față de alta, este, știi, în biserică sunt foarte mulți și zice, dar Cuvântul lui Dumnezeu spune acolo în Evrei, capitolul 13, versetul 17, că spune că trebuie să fim supuși față de mai mari noștri, că ei vor da socoteală de sufletele noastre. Poate noi de multe ori n-am învățat cuvântul acesta bine și nu l-am învățat și nu-l înțelegem bine. Vreau să spun că Dumnezeu, dacă tu vrei să te închidi cu adevărat în interiorul Dumnezeu, tu trebuie să faci și să îndeplinești tot ce este scris în Biblie. Dacă nu îndeplinești ce este scris în Biblie, te închini înaintea lui Dumnezeu, dar ai o închinare ciobită, o închinare știrbită, care nu este de o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Că și noi astăzi putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să nu fie o jertfă plăcută, nu toată inima, nu cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Poate să fie cu jumătăți de măsură. Dumnezeu nu vrea jumătăți de măsură. Dumnezeu vrea toată inima noastră. Avem noi o cântare, ne cântăm. Toată inima ție ți-o dau azi, nu? Toată inima. Dumnezeu vrea toată inima. Dumnezeu vrea să te supui lui cu toată inima ta. Orice umântire care vine din partea celui rău, să plece de la noi. Amin? Amin. Să nu dăm curs diavolului în viața noastră. Să nu lăsăm ca să ne doboare anumite încercări și anumite lucruri. Și noi să cunoaștem bine Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a spus negru pe alb să fac cu tare lucruri, să îl fac. Dumnezeu a zis negru pe alb să mă supun autorităților. Eu mă supun. Înțelegeți ideea? Vreau mai departe să trec. Și spune aici, vreau să vorbesc despre lupta spirituală. Prima dată am vorbit de a te întări în puterea tăriei lui. În al doilea motiv vreau să vorbesc despre lupta spirituală. Câmpul de luptă, deja tocmai am amintit că este la nivelul minții noastre și vreau să citesc cu privire la acest lucru 2 Corinteni capitolul 10, de la 3 la 5. Scuzați că am mâinile în două libere și... 2 Corinteni, capitolul 10, de la 3 la 5, spune așa, zice: măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi, vedeți, arme, care trebuie să ne luptăm, nu sunt supuse firii pământești. Adică nu au de-a face, cum spune și aici în Evrei, în Efeseni, că carnea și sângele, ci nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Și uitați care sunt aceste întărituri. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Toate izvodirile minții, toate gândurile trebuie răsturnate, trebuie încercate, trebuie văzut de unde vin. Și toate le facem roabe ascultării de Hristos. Pentru că numai așa vom reuși. Să știți, când Dumnezeu și când Iisus Hristos a venit și a zis, știți că în legea voastră este scris să nu furi, sau să nu prea covești, sau să nu ucizi. Și Domnul Iisus ridică ștafeta mai sus și spune, dar eu vă spun, nu prin comiterea păcatului fizic vine păcatul, ci prin comiterea la nivelul minții, oricine se uită, oricine urăște pe fratele său, oricine poftește, înțelegeți? Păcatul se naște la nivelul minții, bătălia este la nivelul minții, dacă pierzi acolo, îi pierde și fizic. Și dacă nu stai tare și dacă nu lupți direct acolo, nu vei reuși să duci această bătălie, ci vei fi învins. Aici ne spune destul de clar că orice gând trebuie făcut rob ascultării de Hristos, orice izvodire a minții, orice întăritură a minții. Care este întăritura minții tale? Eu nu pot. Mulți l-au luat pe eu nu pot în brațe și îl țin și îl duc. Nu pot. Hai, frate, să fac. Nu pot. Ridică-te, frate, de nu pot. Frate, pune-te pe genunchi. Nu pot. Frate, nu pot. Înțelegeți? Este o uneltire, este o întăritură la nivelul minții. Ca un gard care tu l-ai ridicat între tine și Dumnezeu. Înțelegeți? Trebuie să dăm la o parte orice piedică. Orice piedică. Să lăsăm la o parte orice piedică. Și să răsturnăm toate aceste izvodiri care vin la nivelul minții noastre. Această luptă
este la nivelul minții și vă voi arăta în continuare. Și spune aici, mai departe, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui veac, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Știți ce vrea să spun aici Biblia? Vezi, ia uite frate, unde e bătălia? În locurile cerești, cu duhurile, cu... Spune aici că noi nu avem de luptat acolo, cu carnea și sângele, ci lupta noastră este concentrată din coace. Când cineva vine și îți aruncă un cuvânt urât și greșit, știți, asta, tocmai asta vrea să spune aici cuvântul Dumnezeu. Trebuie să înțelegi că în spatele lui există cineva, o entitate care a vorbit prin gura lui. Înțelegeți? Când șeful tău îți aruncă ceva care poate este foarte personal și o lovitură care te pătrunde, să știi că tu nu trebuie să lupți cu el. Nici măcar cu soacră nu trebuie să lupți. Da, că mulți zic că, băi, i-am zis-o, îi zic să... Nu trebuie să lupți. Nu trebuie să lupți cu oamenii. Nu trebuie să lupți. Trebuie să vezi că în spate există o entitate. În spate există un duh care vorbește. Eu vreau să vă spun că lucram la un moment dat într-o fabrică în Italia și cunoșteau toți acolo, toți ziceau, ăsta e papa nostru, preotul. Și eram eu mai, atunci nu înțelegeam chiar multe lucruri, eram, vă zic sincer, destul de, nu zic ipocrit, că nu, dar eram, imediat spuneam omului, că l-auzeam că spune un jurător, îi spuneam, n-ai voie, că Dumnezeu te pedepsește, nu, treaba noastră. Noi, treaba noastră este să zicem omului adevărul, că Duhul Sfânt este cel care schimbă vorbirea, Duhul Sfânt este cel care îi transformă viața, nu? Eu atunci m-am apucat să îi transform pe ea pe mine și la un moment dat unul dintre ei avea ceva personal cu mine. Și a venit la un moment dat și mi-a zis un cuvânt care nu-l știa. Numai eu îl știam. Dar am înțeles atunci că Diavolul mi-a vorbit prin gura mea. Atunci Duhul Sfânt mi-a spus, vezi că el nu știe, nu are de unde să știe lupta ta, dar a vorbit cel rău. Înțelegeți? De multe ori se întâmplă lucrul acesta. Vine Diavolul și vorbește prin gura oamenilor lângă tine. Și poate să vorbească prin gura soțului, sau prin gura soției, sau prin gura copiilor, sau prin gura... Asta nu înseamnă că ei sunt păcătoși și ieșiți afară din calea de păcătoși, sau... Asta înseamnă că nu ne dăm, nu vechem asupra gurii noastre. Și ce? Haideți să vă dau un exemplu ca să înțelegeți, ca să nu, să nu fiu așa neînțeles. Și ce vrea să zică fratele ăsta. Îl găsim pe Apostolul Petru la un moment dat, când Domnul Iisus întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Și îi spun, unul e proroc, altul Ilie, altul... Dar voi cine sunteți, ziceți? Și Petru atunci, dintr-o dată, a avut o revelație. Spune, tu ești Hristosul, Dumnezeul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și ce îi spune Domnul Iisus? L-a văzut pe umăr. Bravo, Petru, așa te vrea. Foarte bine, ai învățat. Nu spune. Adevărat îți spun, Petre, că nu carne și sângele, nu de la tine a venit asta, ci a fost o revelație de la Tatăl. Tatăl a vorbit prin gura ta. Cu alte cuvinte, parafrazez ca să înțelegeți. Și dacă vă uitați acolo, cred că undeva în Luca, întâmplarea aceasta, exact în același moment, Domnul Iisus spune, dar să știți că Fiul omului va trebui să fie dat, omorât, dat în mâinile oamenilor, păcătoșilor. Și ce face Petru? Tot acel Petru care a avut acea revelație de noapte, spune, le ia de pare, te ferească Dumnezeu, Doamne, să-ți se întâmple așa ceva? Și ce îi spune Domnul Iisus? Da, Petru, cred, tu ai compasiune față de mine, ești prietenul meu adevărat. Știi ce îi spune? Înapoi a mea Satanul. Înapoi a mea Satanul. Acum 5 minute revelație de la Dumnezeu. Super. 5 minute după revelație de la cel rău. Înțelegeți? Nu ne folosește cel rău. Cum foarte bine mersi poate să folosească gura noastră? Înțelegeți? De asta este nevoie să punem frâul gurii noastre. Amin. În orice moment. Că se întâmplă atunci când ești supărat și mânios. Nu vei începe să vorbești în alte limbi, să știți. Atunci vei spune tot felul de lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Și va vorbi cel rău prin tine. Pentru că diavolul folosește oamenii, știți când? La mânie și la beție. La beție la fel, nu mai știu ce fac. Fac toate nebunile și nu-și mai dau seama. Am văzut aici că câmpul, lupta spirituală, noi nu avem de-a face cu toate cele entități.
Nu trebuie noi să ne luptăm contra lor. Știți de ce? Ia ghiți de ce. Pentru că Domnul Iisus Hristos i-a învins pe toți. Amin. De la cel mai mic până la cel mai mare. Și spune că i-a pus astăzi, cum am citit acolo din Efeseni, capitolul 1. I-a pus totul sub picioarele noastre. Toate cele entități sunt sub picioarele noastre. Pentru că ei mai au încă putere, este pentru că Tu îi dai puterea. Pentru că ei mai au încă forță în viața ta, este pentru că Tu ai neveghere în viața ta. Înțelegeți? Domnul Iisus nu îți spune să te concentrezi pe ea, îți spune să te concentrezi, să vezi că în fața ta nu trebuie să te combați contra cărnii și a sângelui, ci trebuie să combați contra entității care sunt în spate. Trebuie să te îmbraci, să te echipezi. Și spune aici, mai departe, spune să luăm toată armura lui Dumnezeu, să ne putem împotrivi în ziua cea rea. Va veni o zi rea, o zi de furtună. Va veni o zi rea. Spune cuvântul lui Dumnezeu după finalul cuvântării Domnului Iisus de pe munte, acolo în Matei, capitolul 7, spune, dă o pildă, Domnul Iisus, cine aude cuvintele mele și le face, voi asemăna cu un om, cu chipzuință, care ce-a făcut, a zis casa pe stâncă. Dar cine nu, îl voi asemăna cu un om nechipzuit, adică neînțelept, care și-a zidit casa pe nisip și spune că vine furtuna. Ia uitați, în sfârșit vine furtuna. Eram vara aceasta și cred că și voi mulți ați fost acolo, când a venit acea furtună, acel vânt, nu știu cât, dar mie mi-a rupt folia de pe solar, era veche, bine, vreo 10 ani, trebuie schimbat. Și stăteam și mă gândeam atunci, cred că nimeni n-ar avea nebunia să iasă acum, să apuce să zidească ceva, să construiască, nu? Mai poate cineva să construiască pe vântul ăla, pe furtună? Poate cineva să iasă când e vrafala de 100 la oră să se apuce să pună acoperișul acasă? Nu poate. De ce? Casa se zidește pe timp frumos. Nici măcar când plouă liniște, nu poți să zidești. O să construiești. Casa se zidește pe timp liniștit. Dar va veni momentul furtunii când va arăta ce fel de casă e construit. Ce fel de casă e construit. Ai făcut-o din paie, din fân. Care știe acel desen animat cu pucelușii, cu cei trei pucelușii, nu? Toți îl știe. Când a venit lupul și a suflat la casă de paie și casă de lemne, nu? S-a dărâmat. Cam așa figurează și viața unora dintre noi. Vine furtuna. Vine furtuna. Și dacă rămâi tare, rămâi reziști. Trebuie să stai tare. Spune aici, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare. Nu trebuie numai să supraviețuiești, nu m-am înnecat, să tâncă la suprafață. Trebuie să rămâi în picioare, să fii tare. Înțelegeți? Nu trebuie să fii doar credincios din ăla care supraviețuiește pe pluta, pe apă. Trebuie să înnoți, să știi să te menții deasupra, nu? Să umbli pe apă, ca Petru. Înțelegeți? Vorbesc într-un mod metaforic, să înțelegeți. Nu vă apucați să duceți la mare și să lăsați la apă. Trebuie credință, trebuie chemare de la Dumnezeu. Spune, trebuie să luăm toată armura lui Dumnezeu, să putem să ne împotrivim în ziua aceea, adică în ziua furtunii, și să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul. Și aici spune așa, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, uitați-vă, prima dintre toate aceste, cum să le zic eu, cele șase, care trebuie să o ai când te duci la luptă și când te îmbraci ca și credincios, trebuie să ai un mijloc încins. Un mijloc încins cu adevărul. Și aceasta prefigurează acel soldat roman, că Pavel a făcut referire la acel soldat roman pe care îl vedea în față. Aceștia aveau o anumită armură pe ei, știți cum erau îmbrăcați. Aveau încălțați cu niște, un fel de încălțăminte specială, aveau o încingătoare, după aia aveau ca un fel de haină pe ei, care venea ca un fel de piele din aia tare, înțelegeți? După aia aveau un coif pe cap și aveau un scut și o sabie. El le ia pe toate aceste elemente și le folosește ca să echipeze pe credincioși și să învețe cum trebuie să fie și echipați la nivel spiritual. Și spune primul și în primul rând, mijlocul, acel brâu să fie încins. Știți ce rol avea acel brâu? Vezi, zice, bă, dar mie nu-mi trebuie brâul ăsta, lasă-mă să-mi iau altele pe mine. Vreau să spun că-ți trebuie și brâul. Brâul
avea de-a face, ținea toate pe tine. Ținea inclusiv sabia, toate uneltele care avea după tine se agățau de acest brâu. Vedeți? Fundația de căpătâi a credinciosului este brâul. Acest brâu. Dacă nu ai acest brâu, spune Cuvântul lui Dumnezeu că acest brâu al adevărului și îmi vine în minte cei care ați fost în tabără anul acesta, în tabăra de la Cloșani, din a noastră care avem, a fost o temă a taberei, nu? Și una dintre versetele din tema taberei spunea că eu sunt calea, adevărul și viața. Cine a spus lucrul acesta? Domnul Iisus. Adică dacă noi ne îmbrăcăm, ne încingem cu acest brâu al adevărului, să știți că Iisus Hristos este adevărul. Viața care tu o fondezi, fondezi pe Iisus Hristos ca adevăr. Iisus Hristos, piatră de temelie care a pus-o. Iisus Hristos care, El a spus că este singura cale spre Dumnezeu. Singura cale. Știți că nu puteți prin altceva. Mulți încearcă și duc în eroare pe alți oameni. Lasă, fă ce vrei, nu-i problemă, că după moartea ta vin cu căruța de colaci, venim cu parastase, venim cu aia, cu aia la altă și te trecem din locul ăsta în locul verdeață. Nu este așa. Nu vă lăsați înșelați, frați și surori. Nu vă lăsați înșelați. Sau nu vă lăsați înșelați că a, vin și eu la biserică, pun și pe pastor să mă roage, dar vin și eu și dau bani acolo, fac, dar viața mea o fac cum îmi place. Nu vă înșelați niciun felul acesta. Înțelegeți? Nu vorbesc în contul nimănui. Dau doar exemple care să... Dacă Duhul Sfânt îți vorbește, să știi că Duhul Sfânt, El vorbește. Și haideți să ne aliniem cu toți. Dacă Duhul Sfânt ne vorbește dimineața aceasta, haideți să ne aliniem. Haideți să nu zici, m-a avut ceva fratele cu mine. Ea chiar mă cunoaște și mi-a zis mie. Nu zic la nimeni, să știți. Zic mie. Înțelegeți? Zic mie. Că aceleași bătălii le-am și eu. Trăiesc pe același pământ ca și voi. Și Iisus Hristos este singura cale. Iisus Hristos i-a zis la un moment dat lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Știți care a fost revelația aceea care Petru a avut-o? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Adică tu ești Mesia, Mântuitorul. Și a zis, pe această piatră construiesc biserica. Brâul încins, adevărul Iisus Hristos. L-avem noi, brâul încins, știm că fără Iisus Hristos nu există mântuire. Dacă la nivelul minții nu cunoaștem locul acesta și dacă mai adăugăm ceva pe acolo, că se mai poate și cu Sfânta Fecioară, se mai poate și cu Sfântul Anton sau cu sfinții nu știu care, da, ei au fost sfinți, ei și-au trăit viața lor în sfințenie. Dar noi nu trebuie să ne rugăm lor, nu trebuie să-i lăsăm intermediari. Înțelegeți? Brâul încins, adevărul, de această temelie, de această fundație, se leagă toată pocăința noastră și toate celelalte elemente din el. Și spune mai departe, mijlocul încins cu adevărul. 1 Petru 1:13, tocmai l-am arătat, mintea trebuie să fie predispusă la acțiune. Mintea o ai predispusă la acțiune. Spune, încingeți-vă coapsele minții voastre, da? Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața, nu? Și sunt foarte multe versete, nu vreau să le dau pe toate. Mai departe spune, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Acea platoșă, cum vă spuneam, era acea ca un fel de vestă, fără mâneci, dintr-o piele groasă. Acea platoșă care venea pusă pe acel luptător. Și această platoșă neprihănirii trebuie să o avem și noi astăzi, la nivelul minții noastre. Și știți care este? 2 Corinteni 5:21. Vreau să citesc acest cuvânt, că mulți nu-l înțelegem și mulți nu-l știm. 2 Corinteni 5:21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică de Iisus Hristos, El, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim ce? Neprihănirea lui Dumnezeu în El. Vreau să vă întreb așa o întrebare. Câți păcătoși sunt aici? Vreau să vă spun că nu mai sunteți păcătoși, sunteți păcătoși iertați.
și sunteți neprihăniți. Hai să ne identificăm cu neprihănirea lui Dumnezeu. Haideți să ne... E adevărat că am păcătuit. Și Pavel spunea la un moment dat că cei din tâi păcătoși am fost eu și sunt eu. Haideți să ne identificăm că asta este ideea. Trebuie să ne identificăm ca a fi neprihăniți. A fi neprihăniți știți ce înseamnă? A fi fără păcat. Păi eu vă întreb, cu care este fără păcat aici? Nu există. Dar Dumnezeu când se uită la noi știi, ne vede fără păcat. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos a luat tot păcat. Credem noi aceasta la nivelul minții? Avem noi această încredințare la nivelul minții că suntem fără păcat înainte de Dumnezeu? Deci ea, dacă nu ții această platușă pe tine la nivelul minții, să știi că ești neprihănirea lui Dumnezeu, că s-a plătit un preț de sânge pentru tine. Știți care a fost prețul, cel mai scump preț care există astăzi? Nu există ce a fost mai scump Dumnezeu a dat. Pe însuși Fiul Său, sângele Lui. Acela este prețul tău. Acela este prețul tău. Înțelegeți? Dacă astăzi nu sunteți neprihănirea, nu v-ați identificat încă, vreau să vă îmbrăcați la nivelul minții voastre. Când va veni de alun și îți va zice, a, bă, tu ești un păcătos. Și mulți zic, amin, amin, sunt un păcătos. Nu fac referire la voi. Alții, cei în alte parte. Nu trebuie să ne identificăm, trebuie să-i spui atunci diavolului la mintea ta, știi ce îi spune? Sunt neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a făcut neprihănit, fără păcat. Eu mă identific cu asta. Eu mă îmbrac cu asta. La nivelul minții mele, mă îmbrac cu asta. Mai departe vreau să... Aici sunt foarte multe... mai găsim și... 2 Corinteni 6 cu 7, armele care le îmbrăcăm, o parte din ele, 1 Timotei 6 cu 11. Spune aici că trebuie să căutăm neprihănirea. Și vreau să mă opresc la acest verset. 1 Timotei 6 cu 11 spune așa că trebuie să căutăm neprihănirea lui Dumnezeu. Această neprihănire trebuie căutată. Dacă n-ai știut până astăzi, chiar dacă Iisus Hristos te-a făcut neprihănire, tu trebuie să o cauți. Iată om tu, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragoste, răbdarea și blândețea. Și neprihănirea, de multe ori știți unde se caută. Și știți cum se găsește și cum, știți cum se menține. Neprihănirea de Iisus Hristos, dar se menține într-un cuget curat. Într-un cuget curat. Și zice, păi cum este cugetul ăsta curat? Fiecare dintre noi avem o conștiință, un cuget, care Dumnezeu vorbește acolo și știm de mici copii că să furi este păcat. Nu? De unde știm că nu este bine să furi? De unde știm că nu este bine să înjuri? De unde știm? Poate în casă la noi s-a înjurat pe la ușa corpului și nu ți-a zis nimeni niciodată lucrul ăsta. Dar tu știi interiorul tău. De unde? Conștiința ta. Vezi când Dumnezeu ne cheamă la El, vrea să ne spele conștiința noastră. Tot trecutul nostru trebuie să-L rezolvăm, care l-am avut în spate. Toate cele lucruri negative care sunt în viața noastră și care au fost, trebuie să le dăm la o parte și să ne rezolvăm conștiința. Pentru că trebuie să căutăm neprihănirea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Să ne păstrăm un cuget curat. Pentru că îi spune Pavel lui Timotei la un moment dat că unii s-au lepădat de credință că și-au întinat cugetul lor. Înțelegeți? Unii s-au lepădat de credință pentru că și-au întinat cugetul. Nu este nevoie aici pentru că dumneavoastră sunteți oameni al lui Dumnezeu și vreau să mergem mai departe. Vreau să trecem la următoarea tot doar când mă uit și la... Wow! Deja. Dacă terminați. Okay. Okay. O să trec fugitiv, am văzut deja că timpul a trecut și picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Spune aici că râvna Evangheliei Păcii este acea râvnă de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu. Acum uitați în Isaia 52 cu 7, picioarele care vestesc mântuirea lui Dumnezeu sunt foarte frumoase, spune acolo și face referire în Romani 10 cu 15, a propovădui Evanghelia este râvna Evangheliei Păcii. Dacă noi nu avem această râvnă de a spune Cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem nepregătiți, vom umbla, poate merge la luptă și
ne vom lovi de pietre sau ne vor intra spini în picioare și nu vei putea să lupți sau să te lupți așa cum trebuie. Diavolul va căuta o crăpăturică pe undeva pe unde te va putea, dacă nu ai toată această armură pe tine, nu vei putea să... Mai departe vreau să vă spun despre scutul credinței. Acest scut are menirea să stingă toate săgețile arzătoare care vin de la cel rău. La nivelul minții, tu trebuie să ai un scut al credinței, trebuie să fii încredințat că ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit duce la îndeplinire, nu? Și legat de aceasta, 1 Ioan, capitolul 5, de la 4 la 5, spune că este o credință acolo care biruiește lumea. Știți ce biruiește lumea? Credința noastră. Credința noastră. Noi nu trebuie să ne luptăm cu diavolul, noi trebuie să ne luptăm în credința noastră cu lumea. Credință, prin credință, că trebuie să biruim lumea. Credința noastră este ceea ce biruiește lumea. De aceea, ia-ți acest scut al credinței. Dumnezeu ne-a promis, eu cred, nu mă dau înapoi. Vreau mai departe să merg, să spun aici cuvântul, luați și coiful mântuirii. Acest coif care vine pe cap era ca un fel de cască în zilele noastre al celor care, ați văzut, aveți în minte soldații americani care s-au dus în luptă la Afganistan și toate, nu aveau acea cască pe cap care are și menirea să-i apere de gloanțele care zboară. Vedeți, la nivelul minții noastre, de multe ori vine această deznădejde. Oare voi fi mântuit înaintea lui Dumnezeu? Oare după moarte? Există ceva acolo? Va veni și vouă gândurile astea? Vine că sunt mai eu. Vine gândul acesta, oare după moarte, Doamne? Există ceva acolo? Este cineva care să-mi primească după ce mor eu? Hă? Dar trebuie să iei acest corp al mântuirii, să știi că ești mântuit. Ești mântuit. Nu te să avem nici în 5 corp, spune că există o nădejde a mântuirii. Trebuie să o avem în noi. Avem noi această nădejde a mântuirii? Este Dumnezeu nădejdea noastră. Că în momentul în care vom închide ochii, eu cunosc o persoană care toată viața lui, el s-a pocăit, dar nu a avut chiar un cuget curat și nu a umblat chiar exact așa cum Dumnezeu l-a vrut. Și era pe patul morții și îmi spunea, nu știu dacă s-a mântuit. Și s-a dus și atunci m-a marcat aceste cuvinte, oare să umbli 20-30 de ani cu Dumnezeu și să te afli în momentul plecării, zici, mamă, nu știu ce voi face. Nu știu dacă mă așteaptă cineva. Vreau să vă spun că această nădejde a mântuirii trebuie să o avem. Dacă nu te îmbraci tu și nu ții coiful acesta a mântuirii și dacă nu te păstrezi, să spun că va veni la nivelul minții tale de aurul și la zice, tu nu ești mântuit, păi nu mai există nimic acolo. Și credinciosul slab știe ceva, zice, amin, amin, așa este, amin. Nu este așa. Pentru că spune că în Ioan, capitolul 14, spune să nu vă pierdeți nădejdea, nu cum spune acolo. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Tatăl, în mine? Casa Tatălui meu sunt multe locașuri, vă duc să vă pregătesc un loc. Acolo unde este slujitorul meu să fiți, acolo unde sunt eu să fiți și slujitorul meu plână cu mine. Înțelegeți? Asta a fost vorba Domnului Iisus. Și care ar te face și cu tine și cu mine. Trebuie să avem acest coif al mântuirii pe cap. Mai departe, vreau să... Vorbesc despre ultimul element care este cel mai greșit înțeles de multe ori, care este vorba despre sabia Duhului. Deci, inclusiv cuvântul ne spune sabia Duhului. Adică e sabia cuiva, nu? Nu este sabia lui Ioan sau sabia lui Ali. Este sabia Duhului. Și ce se întâmplă de multe ori? În loc să lăsăm ca Duhul să folosească sabia aceasta, amânuirea cuvântului, cuvântul, îl luăm noi și ne dăm cu capul unii la alții. Bărbatul în casă. Femeia îi supune-te, că așa spune Biblia. Femeia la bărbat. Bărbatul iubește-ți nevasta. Nu? Folosim această sabie să ne dăm în cap, să ne ucidem. Și ce s-a întâmplat cu diavolul? Știi ce a făcut? A venit la Iisus Hristos, știi ce a zis? Este scris. Cunoaște cuvântul. Orice cuvânt pe care îl rostim, trebuie să aducă zidire. Trebuie să aducă îmbărbătare. Chiar și cel cuvânt de mustrare a unui păcătos. Îl mustri și mustrarea aceea trebuie să aducă pocăința. De multe ori nu aduce pocăință. Dar îl mustri în dragoste. Înțelegeți? Sabia Duhului
are de face cu a ști, a lăsa pe Duhul Sfânt să lucreze și să vorbească prin gura ta. Dar pregătesc o predică, îl cunosc pe fratele, pregătesc o duminică predică, să vezi cine zic eu acum. Înțelegeți? Aia mai mânuiește Duhul Sfânt. Aia mânuiesc eu. Și când mânuiesc eu, știți ce se întâmplă? În loc să aducă viață, ucide. Aduce moarte. Înțelegeți? De asta este nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este ca o sabie cu două tăișuri. Dacă vreți să urmăriți lucrul acesta, să-l notați acasă, să-l citiți, Evrei 4 cu 12. Spune că pătrunde până acolo, că desparte încheieturile, măduva, simțirile, gândul, inima. Aceasta este menirea cuvântului. Să despartă. Să despartă viața noastră. Și vreau să ne ridicăm în picioare. Dacă dimineața aceasta ai simțit că Duhul Sfânt ți-a vorbit și ții, vreau să venim înaintea Domnului cu pocăință. Vreau să venim înaintea Domnului cu dedicare. Vreau să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau cu adevărat să înțeleg, Doamne, să umblu în sinceritate înaintea Ta, Doamne. Tu m-ai chemat la slujire, Doamne, vreau să fac această slujire cu credincioșie, Doamne, acolo unde m-ai pus, acolo unde m-ai așezat, în locul unde m-ai pus, vreau să fac cu credincioșie, Doamne. Doamne, vreau să îmbrac armura Ta, Doamne. Aleluia. Vreau inima mea, Doamne, să fie deschisă, mintea mea, Doamne, Dumnezeule, să poată să fie copleșită de prezența Ta, Doamne. Amin. Mintea mea, Doamne, să înțeleg, Doamne, că la nivelul minții mele, Doamne, cel rău va veni să să dea lovitura. Va veni să mă apese, să-mi zică că sunt un păcătos, să-mi zică că nu mai am nicio șansă, să-mi zică că nu voi reuși, să-mi zică că nu voi putea. Dar astăzi, Doamne, am învățat că Tu ești Cel care m-ai echipat. Amin. Că Tu mi-ai dat tot echipamentul astăzi, Doamne, ca să pot să umblu prin cuvântul Tău, Doamne. Ca Amin. Să pot să umblu și să stau în picioare după ce voi fi biruit totul, Doamne. Atunci când vine furtuna peste casa mea, Doamne, știu că voi reuși și voi sta în picioare, Doamne. Doamne, și îți mulțumesc, Doamne, pentru această tărie a puterii Tale, Doamne, care este peste noi astăzi, Doamne. Amin. Că noi suntem așezați în locurile cerești, că suntem înviați împreună cu Hristos. Amin. Și stăm la dreapta Ta, Tată din cerul, și îți mulțumim. Te rog, Doamne, să binecuvântezi pe fiecare din locul acesta, Doamne. Pe fiecare, Doamne, mă rog în numele lui Iisus, ca Tu să atingi inimile noastre, Doamne, Tată din cerul. Da, Tată, chiar în dimineața aceasta îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că și Tu mi-ai vorbit mie, Doamne, și m-ai învățat și ne înveți, Doamne. Îți binecuvântăm numele Tău sfânt de Tată, căci ești Dumnezeu minunat și sfânt, Doamne. Ești Dumnezeu adevărat, Doamne, și noi doar în fața Ta vrem să ne închinăm, Doamne, cu tot ce avem, Doamne, cu toată inima noastră, Doamne. Doar în fața Ta, Doamne, cu credința noastră, Doamne, cu dedicarea noastră, Doamne, cu ascultarea de cuvântul Tău, Doamne, Doamne, cu sacrificiul, Doamne. Sacrificăm totul pentru Tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne. Sacrificăm casa noastră, sacrificăm mașina noastră, business-ul nostru. Sacrificăm viața noastră, Doamne. Ne lepădăm de noi înșine, Doamne. Amin. Și ne luăm în viața noastră. Amin. Domn și Stăpân și Mântuitor, Doamne. Amin. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru dimineața aceasta și îți mulțumesc că și ne-ai vorbit. Binecuvântăm numele Tău sfânt în veci de veci, Doamne. Amin. Amin.